زبان من شرف آمده. Bună, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Eu cât de cât am început să-mi revin cu glasul meu cristalin. Și astăzi, fiind marți, vedem dacă mă încadrez să postez clipul ăsta tot astăzi, dacă nu, mâine, vedem ce și cum. Ideea e că ieri, adică luni, am primit un colet cu un parfum care a creat așa un mare hype, da? Peste tot în social media și vorbim aici de Theodoros Kalotinis Lemon Tart. Da. Eu nu am nimic până acum, este Lemon Tart, este primul parfum, da? Întâi de toate, n-am apucat decât să-l scot din colet și m-am gândit să fac primele impresii aici, de față cu voi. Să vedem ce și cum, care e treaba cu acest parfum. Acest parfum care se spune că ar fi acest gurmand de vară. Și bineînțeles, dacă ați început cât de cât să mă cunoașteți, dacă este gurmand hop și rojin, sunt acolo și eu și eu. Da? Și, nu știu, am emoții, așa că trebuie neapărat să testăm, să vedem ce și cum. Înainte de toate, vă voi spune notele. Și avem așa, crustă de tartă, cremă de vanilie, suc de lămâie, unt, zahăr, coajă de lămâie. Deci una peste alta, ce poate fi mai delicios decât notele acestea? Însă, să vedem și ce avem aici. Parfumelul vine așa. Are sigiliu aici. Da? Și să-l desfacem, să-l deschidem, că nu mai pot, pur și simplu. Nu știu dacă v-am spus, este primul parfum din viața mea de la Kalotinis. Sticluța arată așa. Minimalistă, dacă mă întrebați pe mine, dar totodată de bun gust. Și haideți să vedem și cum miroase. Deci am niște emoții. Îmi place pulverizatorul. Da. Doamne! Deci prima senzație, am apă în gură mai pe românește. Lămâie. Lămâie zemoasă, gurmandă. Totodată și citrică, își păstrează tenta citrică. Vai, o cremă de vanilie cu blat crocant. Momentan, haideți să o iau cu începutul. Sunt pur și simplu plăcut impresionată, ca să nu spun șocată, de calitatea mirosului. Este un miros atât de natural. Nu vă pot descrie în cuvinte, jur. Deci este ceva, uite, mi s-a întors și ăsta aici. Este ceva foarte, foarte natural lucrat, foarte bine blenduit. Lămâia acum devine ușor mai cremoasă. Doamne, cât este de frumos. Nu vă gândiți nicio secundă la genul acela de parfum cu citrice, cu note astringent, nu. Deci aici vorbim, cred că este emoțiile. Cred că este prima lămâie gurmandă ce am mirosit-o, ce am testat-o până acum. Vai.
Deci rămâne la nivelul acela de, exact cum îi spune și numele, tartă cu lămâie. Însă este mirosul acela în cel mai realistic mod lucrat, realizat, blenduit. Haideți că vreau să ajung. Nu, facem altceva. Facem altceva că nu. Nu pot. Deci deschiderea, în deschidere, este acea lămâie zemoasă și nu atât de dulce. Dar totodată nu este nici acea lămâie, cum să vă spun eu, mirosul acela clasic, citric. Nu, nu are nimic de a face. Acum a apărut blatul acela crocant, crema de vanilie. Exact cum am spus și inițial când am testat pe blotter. Lămâia devine ușor, din ce în ce mai cremoasă. Deci e o trecere treptată de la acea lămâie citrică și suculentă la una mai cremoasă, mai de prăjitură, mai de tartă, da? Cu acea tentă gurmandă. Haideți să ajungem în dry down. Tare, tare frumos e. Tare, tare frumos. Cred că am nevoie și de, cum era, velvet chocolate, dacă zic bine, și coffee addict. Cred că am nevoie și de cele două. Ok, în dry down. Dulceața asta se domolește, dar foarte puțin, foarte puțin. Își păstrează acea linie gurmandă, însă dulceața este ușor, ușor potolită. Și rămâne o cremă de vanilie, ușor aerată, nu mai este... Rămâne în continuare gurmand, deci să ne înțelegem. De la bun început până la final este gurmand. Însă, în dry down, nu mai este la fel de dulce, iar crema aceea de vanilie capătă o tentă ușor aerată. Nu mai este mirosul atât de dens. Și da, în dry down se simte acel celebru suc de lămâie și acea coajă de lămâie. Oh, superb! Chiar este superb! De sincer, sincer, chiar este superb! Ca o concluzie, dacă sunteți iubitoare de parfumuri gurmande, dacă sunteți iubitoare de parfumuri citrice, însă cu o atingere gurmandă, da? Lemon Tart merită să-l achiziționați blind buy. De altfel, nici nu cred, din câte știu eu, nu cred că este vreun magazin unde să puteți testa parfumurile Calotinis. Eu l-am achiziționat de la un tip de pe Facebook. Pe Facebook, cred că știți și voi, sunt mai multe grupuri de parfumuri cu și despre parfumuri. Și acolo este un tip care aduce orice de la Calotinis. L-am achiziționat de la el. $200, dacă nu mă înșel, a fost. Însă, nu regret nicio secundă. Miroase scump, ca să mă exprim așa, nu știu dacă face sens. Miroase, nu este parfumul acela, aroma aceea de parfum citric cu biscuiți, vă dau un exemplu. Nu, este altceva. Deci, clar, se cunoaște că este altceva. Oh. Acesta a fost micul clip pe ziua de astăzi. Am vrut neapărat să-l testez alături de voi.
dacă îl aveți și voi sau dacă aveți altceva de la Calotinis, vreau cu un doresc din suflet să vă citesc în secțiunea comentarii, să-mi spuneți ce părere aveți despre parfumurile Calotinis și vă mulțumesc din suflet că ați rămas cu mine până la final. De asemenea, dacă vă place genul de content pe care eu îl fac aici, vă rog din suflet să vă abonați, dați un like videoclipului dacă vă place, un comentariu și până data viitoare vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet. Vă pup!